Romii care locuiesc în taberele din capitala Italiei vor primi de la statul italian un bonus de 10.000 de euro pentru a-și găsi o locuință. Conform mesajul.ro, autoritățile italiene speră astfel să-i convingă pe cei 6.000 de romi care trăiesc în celebrele tabere de nomazi și să schimbe modul de viață, informează știrdiaspora.ro. Cei care vor să beneficieze de acești bani trebuie să-și facă acte de rezidență, să-și găsească un loc de muncă și să-și trimită copiii la școală. Primăria din Roma a anunțat că va oferi un bonus casă romilor care locuiesc în tabere, pentru ca aceștia să-și găsească o locuință și să părăsească locuințele improvizate. Bonusul ajunge la 10.000 de euro pentru fiecare persoană care alege să părăsească tabăra, scriu jurnaliștii de la publicația italiană Il Messaggero. Autoritățile italiene își propun ca în următoarele 7 luni să închidă 3 tabere de nomazi din Roma, Candoni, Salvitati și Lombrosco, cu scopul de a introduce pe ocupanții acestora definitiv în societate. Primăria Romei urmărește o soluție non-traumatică pentru a demola taberele de romi. Astfel, oficialii speră să-i convingă pe oamenii care încă locuiesc acolo, peste 2.000, să plece de bunăvoie. Pentru includerea în muncă, fiecare familie poate primi până la 5.000 de euro, bani destinați înființării micilor afaceri și suportării cheltuielilor pentru obținerea permiselor de conducere și completării actelor, relatează mesajul.ro.